Bună ziua, bun găsit la Greu cu Educația! Astăzi mergem mai departe cu o discuție pe care am inițiat-o prin luna martie și mă bucur tare că ne-a ieșit întâlnirea și de data asta, pentru că alături de mine se află două fete inimoase și super, super pregătite și care fac lucruri inspiraționale și trebuie să ne povestească dacă s-a întâmplat ceea ce își doreau în luna martie, pentru că atunci aveau așa un start frumos către o competiție internațională și să vedem ce s-a întâmplat între timp, pentru că veștile pe care eu le-am aflat sunt foarte, foarte frumoase. Vorbesc despre reprezentantele echipei RO2D2, ceva legat de robotică, ceva legat de comunicare, ceva legat de implicare în comunitate. Sunt multe departamente acolo. Noi spunem robotică acestui club, dar se pare că se întâmplă lucruri de echipă mult, mult mai interesante și astăzi o să vorbim cu ele ce s-a întâmplat după ce au luat premiu la etapa națională a concursului la care ele au fost înscrise, cu echipa, bineînțeles. Bună, alături de mine o să spun acum, o să le las pe ele să se prezinte și vă rog frumos, în ordine alfabetică, cine ar fi prima? Bună ziua! Numele meu este Daria Dicu și sunt membra echipei RO2D2 de 4 ani. Vă mulțumesc mult pentru invitație și bine v-am regăsit! Mă bucur că ne vedem și... Eu sunt Ștefania Istrate, amândouă am intrat în același an în echipă și ne bucurăm că vă revedem și suntem foarte fericite. Da, uite-mă că și prenumele și numele de familie sunt tot în ordinea asta alfabetică. Știi că stăteam să mă gândesc dacă o luăm așa ca la catalog, că na, nu suntem la școală. Dar s-a nimerit că e Daria și Ștefania sau Dicu și Istrate, nu? Da. Da, fetelor, deci la Național ați câștigat niște premii importante care v-au rezervat un loc special într-o competiție internațională. Hai să dăm denumirea. Ce înseamnă competiția internațională? Unde v-ați calificat voi după Națională? Competiția internațională a avut loc în Statele Unite ale Americii, în Houston mai exact. Din Statele Unite, bineînțeles, de unde a pornit acum 10 de ani această competiție. Și am avut onoarea și bucuria de a concura alături de alte 191 de echipe din toată lumea, pentru că recent, de anul trecut, de fapt, a intrat și Asia în competiție și atunci, automat, fiind mai multe culturi, fiind mai mulți tineri inspirați de partea aceasta de robotică și competiția a fost una mult mai antrenantă și mult mai plină de adrenalină. Foarte multe echipe, deci ei sunt calificați după ce s-au cernut prin niște competiții naționale, că au fost regionale, naționale și abia apoi ați mers la internațional și totuși 192. Câți erau americani în echipele astea? Aveți idei așa? Sau era evidentă multiculturalitatea a venit din lume? Majoritatea erau din Statele Unite. Că ei au 52 de state sau ceva de genul. Și sunt, cred că, două echipe pe stat, dar în funcție de anumite criterii. Da. A, deci au venit de la ei, pentru că na, au dat startul competiției, era logic să fie de acolo. Și de unde au mai venit echipe? Deci voi ați reprezentat România. Au fost echipe din China, din Coreea, echipe din Australia, Canada. Super! Și fiecare dintre ei au venit acolo pe același canal, adică în același fel în care v-ați dus și voi după o competiție națională și tot pe categoriile despre care noi am vorbit data trecută și ar trebui să le reamintim, la care trebuiau să se înscrie în competiție, nu? Bineînțeles, premiile sunt aceleași în orice stat în care are loc competiția, iar la etapa mondială se califică echipele care obțin premiile Inspire 1 și 2. Noi am obținut premiul Inspire 1 la națională și campionii de pe teren, adică cei care câștigă toate meciurile, semifinalele și finalele cu robotul pe teren. Am înțeles. Și deci acum în competiția internațională au fost două categorii de premii?
Au fost mai multe categorii de premii. Avem premiile pe teren, din nou, cu promotul, meciurile de calificare și celelalte etape, și categorii precum Inspire, Motivate. Motivate, noi suntem câștigătorii premiului Motivate în divizia noastră. Sunt premii care se acordă pentru designul cărții tehnice, pentru designul robotului, pentru inovația pe care o aducem la robot. Categorii de premii sunt destul de multe. Să înțeleg că eu, din câte am auzit, cam pe toate categoriile voi ați fost acolo prezenți în lotul fruntaș, dar hai să vorbim despre premiul, pentru că îl avem aici pe masă cu roșu, cu simbolul acela, figuri geometrice ce are el în capăt. Despre ce premiu e vorba, Ștefania? Denumește-l și spune-ne ce a însemnat, ce ați făcut voi pentru premiul ăsta. Premiul se numește Motivate Award 1 din divizia Jenison, pentru că sunt 4 divizii la competiția mondială și sunt meciuri în fiecare divizie, iar finalele, de exemplu, pe teren, se țin cu finaliștii fiecarei divizii. Nouă ne-a fost recunoscută munca și implicarea în comunitate, cât de mult am reușit să avem un impact asupra școlilor, asupra centrelor culturale și câte evenimente am reușit să ținem anul acesta. Dar în același timp ne-a fost recunoscută și ne-a fost recunoscut și business planul foarte bine pus la punct. Ce a însemnat la voi pregătirea, știu și eu, să faceți vizibile lucrurile voastre acolo? Cum ați reușit voi să faceți vizibilă toată această activitate? Ați pregătit filmulețe, ați pregătit materiale, ați avut proiecte, ați avut... Ce ați prezentat efectiv ca ei să vă ofere vouă premiul ăsta? Bineînțeles, am avut cărțile tehnice care au prezentat întreaga activitate a echipei. Am avut un stand, vrem să credem, foarte bine pus la punct și foarte frumos, cu mai multe activități care să îi atragă atât pe jurați cât și pe ceilalți participanți ai concursului să vină la noi, să ne viziteze, să ne pună întrebările, să ne... Ați oferit o deschidere pentru toți cei care aveau nevoie de informație mai multă și de modul în care voi v-ați descurcat și v-ați ieșit. Și bineînțeles și partea de interviu, pentru că interviul reprezintă un criteriu de jurizare foarte important în cadrul acestui concurs. La interviu, unde se prezintă în fața juraților activitatea echipei și ei pot adresa întrebări acolo unde ar dori să afle mai multe. Cine a făcut prezentarea, Ștefi? Interviul, cine l-a susținut? Am fost mai mulți, dintre care și eu, pentru că Daria a fost la Dean's List, ea a primit și acest premiu la națională. Eu am avut un program puțin diferit, pentru că am primit la națională încă un premiu individual și la campionatul mondial am avut niște conferințe la care a trebuit să particip, am avut alte îndatoriri și atunci programul meu acolo a fost puțin împărțit și între echipă și între îndatoririle ca Dean's List. Super! Și spune-ne despre colegii cu care ai participat la interviu. Câți ați fost? Cine? Spune-le numele, că... Na. Am fost 6 elevi. Alex Donțu, Andrei Băzăvan, Andrei Tabără, Daria Angel și Ștefan Țaga. Și am reușit să facem o impresie destul de bună, sperăm, având în vedere că am reușit să luăm și acest premiu. Logica a fost e primul, asta e vârful premiilor, nu? În departamentul ăsta, nu? Da, este locul întâi. Locul întâi. Și mai mult decât atât, teoretic un interviu ar trebui să țină 20 de minute. 5 minute vorbim liber, noi povestim ceea ce vrem, iar 15 minute este un Q&A. Cei doi judge ne întreabă ce vor să știe, ce am lucrat noi și mai multe detalii. Noi am stat puțin mai mult de atât, pentru că n-am putut să ne oprim din vorbit, am vrut să continuăm, am vrut să le povestim cât mai mult despre noi și despre robotul nostru foarte bun. Ce face robotul vostru? În fiecare lună în luna septembrie a fiecare an noi primim o misiune pe teren și bineînțeles o temă. Spre exemplu, tema de anul acesta a fost sustenabilitatea și automat evenimentele noastre s-au legat de partea aceasta de sustenabilitate, de ecologie.
Iar robotul sezonul acesta a trebuit să plaseze conurile pe niște tije de 3 dimensiuni care erau amplasate în diverse părți ale terenului și, bineînțeles, puteai obține puncte în plus și pe diverse elemente executate, spre exemplu, dacă realizai un circuit, adică dacă poziționai conurile într-o anumită formațiune sau dacă reușeai să parchezi robotul în colțurile terenului, primeai puncte în plus. Bineînțeles, există și penalizări pentru că sunt anumite acțiuni care sunt interzise și atunci jocul devine mult mai interesant. Da, și practic prin modul în care voi dirijați acest robot arată clar cum îl poți pune să facă diverse lucruri foarte importante, cum era ce am vorbit noi data trecută, ce se întâmplă la grădina botanică din Bucov, nu? Da. Da, deci iată că m-am prins. În echipa voastră, practic, ați fost împărțiți. Fiecare avea treaba lui de făcut acolo. Tu mi-ai spus că ai fost mai mult singură pentru că ai avut de participat la tot felul de conferințe, având premiul acela individual. Bineînțeles, și acolo am adunat informații pentru echipă, pentru că am avut acces mai mult și în celelalte zone de concurs și atunci automat am putut să găsesc mai multe idei și de stand și de caiete tehnice ca să pot să ajut și mai mult cu idei din exterior, pentru că din nou, faptul că au fost foarte multe țări a reprezentat o deschidere mult mai mare și o oportunitate mult mai mare să înveți de la ceilalți. Păi da, și ei de la voi și voi de la exact. Ei, pentru că și ei v-au pus întrebări destule, bănuiesc, da. Nu? Da, Ștefi, tu ai fost acolo pe teren, adică pe teren, în spațiu propriu zis. Povestește-ne despre modul în care s-a desfășurat dinamica echipei. Hai să o luăm așa. Cum ați plecat? Cum ați ajuns? Cât a durat drumul? A fost un zbor de 3 ore până la Paris și apoi încă 10 ore până la Houston. Am fost destul de obosiți, dar nu mai aveam răbdare. Trebuia neapărat să ajungem acolo, să ne ducem la centrul unde s-a ținut competiția și să ne montăm standul și să fim pregătiți. Am fost la magazin, ne-am cumpărat tot ceea ce aveam nevoie pentru stand, pentru că nu am putut să venim cu un cadru de metal. Nu aveați cum să-l duceți în avion ca și spațiu, nu? Da. Am venit cu produse promoționale și, sincer, am fost foarte surprinși pentru că anumite echipe din Statele Unite care ar fi avut posibilități să vină mult mai ușor cu mașina sau cu un camion să-și aducă niște standuri foarte mari și impresionante, cel puțin la FTC, la competiția noastră. Iar noi care am venit de peste ocean, am reușit să aducem atâtea produse promoționale și atâtea lucruri. Chiar au fost foarte admirate bomboanele rom, pentru că am vrut să le arătăm și lor ceva din cultura noastră și toată lumea venea la stand să ne ceară bomboane, dar s-au terminat într-un punct. Normal, că n-aveați și voi acolo depozit, era cât să puteți să arătați ce se întâmplă la noi. Așa, și ați ajuns în spațiul acela. Cât era de mare? O hală imensă. Imensă, mai ales pentru că s-a ținut în aceeași perioadă, s-au ținut cele trei competiții, FLL, FTC și FRC. Care... Hai să le spunem fără prescurtări, okay, ca să se înțeleagă despre ce e vorba, pentru că nu toți sunt familiarizați cu limbajul și cu prescurtările din zona voastră de acțiune. Prima etapă este First Lego League pentru copii mai mici. Cu piese Lego ei programează, montează și totuși cumva fac cam același lucru ca noi, numai la un nivel mai ușor. Următoarea etapă este First Tech Challenge, la care participăm noi și avem robotul acesta. Și următoarea etapă fiind First Robotics Competition pentru liceu cu niște roboți mult mai mari, adică au în jur de 50 de kilograme, iar al nostru în jur de 15. Aha, deja e mult mai mult. Știi, mie îmi vine acum o imagine dintr-un film în care vedeam lupte cu roboți, cu așa, numai că la voi nu sunt lupte, la voi sunt challenger, trebuie să facă anumite lucruri pe care voi le dictați acestui robot. Spune-mi acum așa,
La cei mici au fost la fel de mulți competitori? Adică au venit din toate țările din care au fost și pe nivelul vostru de competiție? Da, au venit din foarte multe țări la First Lego League, însă la ei nu sunt chiar atât de multe categorii de premii și atunci numărul echipelor calificate din fiecare țară a scăzut puțin, s-au calificat cam o echipă, două echipe și chiar aș dori să adaug că am avut bucuria de a ne întâlni întâmplător cu participanții la Lego League din România, campionii naționali la robotică Lego de aici, care ne-au susținut, au venit să ne vadă, au venit să ne vadă meciurile și noi am fost la meciurile lor și a fost foarte interesant să îi cunoaștem și pe ei, pentru că până acum nu avusesem ocazia să interacționăm. Sunt din ce zonă României? Din Bacău și din București. Ah, deci iată că și la ei. Iar la voi, în toată echipa, ați fost doar ploieșteni? Da. În echipa noastră, da, și au mai fost încă două echipe calificate de la campionatul din România, echipa Peppers din Iași și Tehnozet din Argeș. Deci Iași, Argeș și Ploiești, da? Foarte tare, foarte frumos, mi se pare foarte important. Hai să menționăm acum și cu cine ați fost voi, că n-ați plecat de capul vostru, pentru că nu sunteți majori, nu putea să nu vă dădea voie la vamă. Cine v-a însoțit în tot demersul ăsta și susținut firește? Cei doi mentori ai echipei, dar și părinți care au venit să ne susțină și fără ei nu ne-am fi descurcat, nu am fi ajuns la magazinul unde a trebuit să ne luăm toate materialele. Și toate materialele. Daria, spune-ne și nouă numele profesorilor. Doamna Mihaela Istrate și domnul Gelu Handan. Așa, și părinții? Părinții sunt destul de mulți. Au venit, cred că 7 părinți. Deci foarte frumos. Foarte frumos. Și ați simțit că sunteți protejați, ocrotiți și au reușit să vă descurce de lucrurile alea de care aveți voi nevoie. Mereu. Cum ați reușit să ajungeți în America? Ca și fonduri, mă refer. Înainte de competiția mondială am strâns destul de multe sponsorizări, pentru că noi aveam un anumit buget la începutul sezonului, însă s-au dus banii pe materiale promoționale, pe piesele pentru robot, pe deplasările la alte competiții și atunci automat înainte de competiția mondială a trebuit să venim cu noi resurse și atunci prin performanța obținută la campionatul național și prin faptul că noi ne-am implicat în comunitate și deja aveam o oarecare vizibilitate, am reușit să strângem sponsorizări suficiente cât să plecăm toți membrii echipei, adică membrii și voluntari. Și membrii și voluntari au fost, da? Câți ați fost voi toți, ploieștenii, să zicem, copii? Am fost 20 de copii, cei 15 membri și 5 voluntari. Din cei 15 membri, haideți să-i menționăm și să spunem cam în ce departament și cu ce se ocupă, am putea să vorbim puțin și despre ei? La departamentul de programare și de construcție și proiectare 3D, Alex Donțu, care este și team leaderul echipei, Andrei Tabără, Andrei Băzăvan, Alex Radu, Miruna Manole și cred că aceștia sunt de la clasele a 12-a și a 11-a, Luca Moșu, care este clasa a 10-a, David Nicolae, clasa a 9-a, și atât. Apoi la departamentul de programare, Ștefan Țaga, clasa a 12-a, Daria Popescu, clasa a 10-a, Vlad Pătrașcu și Alex Dragu, care sunt clasa a 8-a, ei sunt cei mai mici membri ai echipei. Sunt mezinii. Da. Și la departamentul de social media și de evenimente, Ștefania Istrate, Irina Dascălu, Daria Angel, Ilinca Popescu, Ruxandra Gârlicel, Andreea Radu și eu. Și tu.
Foarte frumos că trebuia, noi de data trecută n-am vorbit despre ei și uite, mi-ar fi plăcut să avem așa un spațiu cât să putem să fim aici cu toată echipa și fiecare să spună măcar o vorbă, două acolo, pentru că fiecare dintre voi ați trecut prin niște emoții și fiecare dintre voi ați avut așa starea aia de competiție, sunt sigură, mai ales că mi-ați povestit și că ați făcut galerie și ați primit și voi la rândul vostru încurajările potrivite de la ceilalți și contează foarte mult să știi că ai pe cine te baza și că e cineva acolo care te susține și îți ridică moralul să știi că poți să depășești orice obstacol. Spuneți-mi așa, în câte zile s-a desfășurat toată activitatea? Competiția a avut loc de pe 19 până pe 22 aprilie. Și, bineînțeles, noi am plecat de pe 16 pentru că a trebuit să avem puțin timp să ne acomodăm, să e schimbarea de fus orar, da, exact. De cumpărat ce aveați de la magazin. Da, și apoi după 22 până pe 24, adică două zile, am avut și noi puțin timp liber să ne relaxăm, să ne și bucurăm de ceea ce oferea Houstonul, pentru că în timpul competiției categoric am fost foarte concentrați pe ceea ce se întâmplă acolo și... Și doar în spațiul în care era organizat. Cu ce impresie ați venit? Nu, înainte de impresii, vreau să arătați puțin la cameră ce aveți voi acum atârnat la gât. Este o medalie obținută acolo și pe care chiar mi se pare că trebuie să o purtați cu mândrie și să o arătați ca să puteți motiva și alți copii să vină în această competiție și să o ducă mai departe, pentru că voi în curând vă veți duce dincolo de liceu la facultate și atunci trebuie preluată ștafeta pe nivelul acesta, trebuie să rămână competitori în continuare, pentru că așa, dacă voi ați venit cu premiul întâi, trebuie să-l avem în continuare în România, să vadă câți copii deștepți sunt aici. Și v-aș întreba acum, cu ce impresie ați venit din America? Eu personal, dacă înainte de a pleca acolo spuneam că eu nu vreau să vizitez Statele Unite, că pe mine nu mă interesează să mă duc, nu mă interesează să vizitez, în niciun caz să studiez, în momentul de față iau în considerare varianta de a pleca să studiez acolo, pentru că am obținut niște burse prin intermediul premiului individual obținut și atunci categoric impresia este una foarte bună. Bineînțeles că nici acolo nu este ideal, pentru că nicăieri nu este perfect, da. Însă eu consider că este un loc foarte bun, un loc care are multe oportunități de dezvoltare pe care apoi să le poți aplica și înapoi în România, în cazul meu. Adică nu vrei să rămâi acolo, doar să studiezi. Mă mai gândesc deocamdată. Ștefi, tu ce impact ai așa după... Adică ce înseamnă America după ce ai văzut ce e acolo? Nici nu am avut timp să procesez atât de mult că am fost acolo, pentru că pe moment a fost un program foarte plin, nu am avut timp atât de mult, eram tot timpul, alergam într-o parte, trebuia să găsim, am mai avut și mici probleme, dar le-am rezolvat cu siguranță și ne-am descurcat. Dar am rămas foarte impresionată de cât de calmi erau oamenii și cât de relaxați și nu doar în competiție, unde noi trebuie să fim prietenoși cu toată lumea, să avem un comportament frumos și unde este una dintre cele mai importante legi, pot spune așa, este gracious professionalism, adică să ne purtăm frumos și cu ceilalți din comunitate. Mai mult decât atât, oamenii de pe stradă, oamenii din magazine se purtau foarte frumos cu noi, ne-am întâlnit și cu români care ne-au recunoscut după steagul de pe tricou și ne-au întrebat ce facem, că știm că uitați, că știm de această competiție și ne-au urat felicitări și... Să faceți să fie așa de top și a fost de top. Dar așa ca și spațiu, cum vi s-a părut? Mai curat, mai spațios, mai încărcat, mai aglomerat? Mai spațios cu siguranță, pentru că ei fac totul mult mai mare, inclusiv porțiile de mâncare, clădirile nu mai spun, pentru că toți știm de zgârie norii de acolo.
și mai aglomerat, dar era destul de liniștită atmosfera, cel puțin mie mi s-a părut mai liniștită atmosfera acolo decât în Ploiești. Nu, cât atât, am de reușit... nu atât de multă, da, nervozitate, deși, nu? Deși și muncesc foarte mult, erau oamenii mai calmi, parcă se bucurau mai mult de ceea ce se întâmplă în jurul lor și foarte curioși și de România. Cei care nu știau, spre surprinderea mea, erau și foarte mulți care știau, auziseră de România, știau de Hagi, de Simona Halep, primeam multe întrebări în Bolt, în Uber, de fapt, da, în Lyft, despre aceștia, și cei care nu știau chiar ne întrebau, erau foarte curioși să afle mai multe despre România, să afle mai multe despre noi, pentru că ideea unui campionat de robotică era destul de mare. Foarte, foarte interesant, mi-aș dori să merg să văd. Ați aflat ceva despre vreo școală? Ați văzut vreo școală, măcar pe exterior? Nu am avut. N-ați avut ocazia, pentru că erați prinși în competiție care se desfășura într-un anume spațiu. De ce ați vizitat așa și v-a plăcut foarte mult? În prima zi în care am ajuns, am reușit să mergem la NASA. Am fost foarte impresionați de felul în care erau prezentate și de planurile de viitor pe care le au, pentru că erau foarte multe pancarte pe care scriau că în anul 2030 vor merge primii oameni pe Marte și că ei lucrează la asta, și a fost foarte impresionant, în afară de ceea ce erau exponatele din trecut. Deci v-au arătat cumva și din planurile de viitor ceva. Frumos. Și altceva? Am vizitat și Muzeul de Științele Naturii. Era imens, avea exponate din foarte multe domenii. Cred că am stat jumătate de zi acolo și a fost foarte interesant să descoperim mai multe informații și din partea care nu se lega de robotică, și am petrecut un timp extraordinar și acolo. Foarte frumos. Ce pot să vă spun înainte de a încheia, că ne apropiem de finish, decât că vă doresc succes în continuare, însă nu pot să vă las să plecați până nu îmi spuneți ce planuri sunt pentru la an. V-ați făcut așa o idee măcar? Știu că nu le-ați pus pe hârtie și că nu le-ați aranjat așa, dar măcar la modul ideal, ce v-ați propus voi pentru la anul? Daria, apoi Ștefi... La anul, în cadrul echipei, bineînțeles că pentru anul următor ne dorim să cooptăm mai mulți voluntari, care apoi să vină și membrii, dacă își doresc, bineînțeles, și dacă colaborarea dintre noi va fi una frumoasă. Și ne dorim să putem să rămânem la fel de implicați, să ne bucurăm în continuare de susținere, pentru că ceea ce ne dorim noi să facem este să dezvoltăm mai mult orașul, România, pentru că se poate, am văzut și în alte țări ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce putem face, și atunci automat este o ocazie excelentă. Mai ales în direcția asta a sustenabilității. Aici chiar vă puteți implica bine de tot și să avem și noi un oraș ușor modern și competitiv cu altele, da, nu? Și aș dori să mai adaug, pentru că am uitat să menționez doi voluntari pe lista de mai devreme, Sibi Duță, clasa 12-a, și Daria Radu, clasa 10-a. Așa, mulțumesc! Uite, să știi că e foarte greu atunci când trebuie să îi enumeri pe toți. Ați văzut și la catalog, îi ții minte cumva în ordine, dar parcă tot trebuie să fii atent să nu scape cineva. Ștefi, spune-ne și tu planuri de viitor. Din perspectiva ta, ce să faceți voi la anul? Mai mult decât atât, vrem să transformăm cumva echipa noastră, mai mult decât această competiție, mai mult decât First, să facem un centru cultural. Adică chiar să aducem anul acesta să încercăm să facem și mai multe lucruri, nu doar evenimente și poate cursuri, încercăm să aplicăm la anumite proiecte pentru a fi sponsorizat, să putem să organizăm lucruri mari în oraș și în județul nostru. Iar un lucru pe care am uitat amândouă să-l spunem este că am fost acceptați la Maryland Tech Invitational, care se ține luna iunie, și este o competiție în afara sezonului, unde vin 40 de echipe din lume.
printre cele mai bune 40 echipe din lume și ne-am fost acceptați. Asta chiar e o realizare foarte importantă, adică îți ridică și te face să fii mândru că într-adevăr se pune valoare pe ce ați făcut. Felicitări! Nu pot să vă spun decât succes în continuare, pentru că e evident că vă duceți pe linia potrivită și să atrageți cât mai mulți în ceea ce faceți voi, pentru că, amintim încă o dată, e paralel cu școala, nu? Da. Da. Adică această activitate nu desfășurați ca un program de școală și de învățare la școală, este un hobby, nu? Da. Ce alt hobby ați mai avea? Mie îmi place foarte mult echitația, eu practic acest sport de 4 ani, îmi place lectura și bineînțeles studiez și limba și cultura germană și pe cea greacă. Wow, foarte frumos, succes. Mulțumesc. În continuare, Ștefi? Mie îmi place foarte mult să fotografiez, am această pasiune de destul de mult timp și am putut să mă și dezvolt în echipă, făcând poze și ocupându-mă de partea de PR și marketing. Am avut și noi parte de fotografiile tale acum, nu? Da. Dar în același timp îmi place foarte mult să și călătoresc și să mă bucur de tot ceea ce oferă. Și eu la fel, să știi. Deci aici ne întâlnim pe pasiunea asta. Fetelor, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes în continuare. Vă duceți la Maryland, nu? La Maryland va pleca doar o parte din echipă, pentru că acea competiție se desfășoară strict pe teren și atunci... Trebuie cei care știu și manevrează și exact, fac lucrurile. Nu va mai fi cum a fost campionatul național, cu standuri, cu prezentarea echipei mai... pompoasă. Va fi doar meciul. Va fi doar pe teren și atunci vor pleca băieții care au fost acolo alături de robot. Să le transmitem succes și să se întoarcă și ei de acolo victorioși. Oricum faptul că au fost selectați e deja o victorie. Așa că, Doamne ajută în continuare la atât de frumos cât vă doriți voi să fie. Mulțumim! Am mai fi stat de vorbă pentru că, după cum ați ascultat, sunt idei foarte frumoase, este o energie atât de bună pentru că dă încredere pentru viitorul ăla pe care îl așteptăm cu toții și pe care ni-l dorim pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor lor. Trebuie să susținem astfel de, știu și eu, idei, să le spunem astfel de valori, astfel de oameni și tineri, așa cum au fost cele două invitate ale mele de astăzi. Sunt tare mândră că am discutat cu ele și cu siguranță întâlnirile noastre nu se termină aici, pentru că imediat ce o să aflu că au mai făcut ceva nou și frumos și interesant, trebuie neapărat să aflăm cu toții și o să le invit. Veniți, da? Da. Până data viitoare, la revedere!